Amenzi de peste 33.000 de lei după mai multe petreceri private organizate în orașul Strehaia. Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la domiciliul a 3 cetățeni din localitate se afla în desfășurare 3 evenimente private unde au participat mai multe persoane. Amenzi uriașe pentru 3 petreceri private în Strehaia. Astfel, în urma verificărilor efectuate, toți participanții au fost identificați și sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de peste 33.000 de lei. Polițiștii orașului Strehaia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la domicilii la 3 persoane din localitate se află în desfășurare 3 evenimente private unde participă mai multe persoane. Astfel, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legii 55/2020 în valoare de peste 33.000 de lei. Totodată, în urma intervenției polițiștilor, persoanele care au participat la aceste evenimente au părăsit locul unde acestea se desfășurau, evenimentele fiind întrerupte. Se pare că ar fi vorba de mai multe nunți cu zeci de invitați. În urma intervenției, persoanele participante au părăsit locurile unde au fost organizate evenimentele, iar petrecerile au fost întrerupte.